Îi mulțumesc doamnei Valentina Ursu pentru această provocare, pe care o accept cu mare plăcere. Voi face o donație Hospice Angelus, care are grijă de bolnavii de cancer. Și provoc pe jurnalista Lorena Bobza, pe ministrul Educației Maia Sandu și pe prietenul meu, Mihail Saakashvili, să urmeze această acțiune și sper că împreună să facem așa ca să ajutăm cât mai mulți oameni.